După cum v-am făcut cunoscut și la începutul ședinței, având în vedere cererea de renunțare la mandat la funcția de președinte de ședință formulată de doamna Chirila Alexandra, urmează ca în baza propunerilor dumneavoastră să se aleagă pentru ședința de astăzi un alt președinte de ședință care va prelua lucrările și va conduce ședința de azi și pe următoarele 3 luni, așa cum a fost formulat proiectul de hotărâre. Am o propunere, dacă îmi permiteți. De la începutul mandatului au fost până acum președinți de ședință domnii de la USR, domnii de la și doamnele de la PNL. Ar fi normal ca și PSD-ul, care totuși are cel mai mare număr de mandate în acest Consiliu Local, să avem un președinte de ședință. Și propunerea mea este pe Popescu Lenuța. Mulțumesc! Și eu am o propunere din partea grupului USR Plus, să-l propunem pe Marius Pellegrini. Mulțumesc! Mai sunt alte propuneri? Dacă nu, urmează să procedați la vot pentru doamna Popescu Lenuța. Domnul Panaitescu, nu v-ați exercitat dreptul la vot. Închiderea votului și dacă există o problemă de natură tehnică, domnul Panaitescu va confirma modalitatea în care a votat. Dacă intenționează să voteze. Doamna Popescu Lenuța a obținut un număr de 10 voturi, nu? Favorabile, 14 nu, 2 abțineri și nu votează. Domnul Panaitescu, există o problemă tehnică sau nu votați? Da, mie nu mi-a apărut să votez, din păcate, și nici până acum n-am avut onor. Posibilitatea să-l exprimați deschis sau nu? Doriți să consemnăm într-un fel anume sau faptul că n-ați votat, consemnând că nu ați putut vota și gata? Stați 2 secunde, că m-am încurcat. Da, nu știu de exact care e punctul, pentru că v-am spus n-am avut sonor până acum, nu s-a auzit nimic, a fost calculatorul la volum la maxim. Și apare doar punctul 2. Sau, adică nu știu dacă s-a modificat ceva la el. Acum se votează propunerea formulată de grupul PSD pentru președinte de ședință, respectiv propunerea fiind doamna Popescu. Va trebui să ieși să reintri din nou. Votați? Bun, consemnăm, nu votează și trecem mai departe. A doua propunere este domnul Marius Pellegrini. Dați drumul la vot, domnul Ifrim.
Domnul Săftoiu? Da, până se reface conexiunea, votul meu este da. Pentru domnul Marius Pellegrini au fost obținute 16 voturi pentru, 10 împotrivă, 0 abțineri. Nu votează o persoană, dar cred că este vorba de votul domnului Săptoiu, care nu a putut din motive tehnice să-l exprime și care este favorabil. Prin urmare, în urma votului dumneavoastră a fost ales președinte de ședință, domnul Marius Pellegrini, pe care îl rugăm să ia loc la prezidiu. Dar, doamna secretar, de ce s-a retras doamna viceprimar? De ce s-a retras doamna viceprimar din președinte de ședință? Vă aminte că domnul Silviu Feroiu, la ședința trecută, a spus că nu este normal să fie dumneavoastră ei. S-a răzgândit? La documentație există și cererea motivată a doamnei Chirilă și din cuprinsul ei rezultă motivul formulat. Este secret? Da, domnule Zacarian. Vă salut, vă mulțumesc, domnule președinte. Țineam neapărat să fiu prima persoană care îi dați cuvântul. Nu vă întreb pe dumneavoastră pentru că nu purtați nicio vină vis-a-vis de acest vot și prezența dumneavoastră în acel scaun. În schimb, vreau să o reîntreb pe doamna Niță, pentru că a mea colegă, Lăunța Popescu, probabil n-a formulat foarte exact. Era legală sau nu numirea în funcția de președinte a doamnei viceprimar? Vă mulțumesc mult. Am oferit chiar de la începutul ședinței explicații cu privire la această situație. Nu există un act normativ, nu există o prevedere legală care să stabilească clar o incompatibilitate între calitatea de viceprimar, în condițiile în care aceasta își păstrează calitatea de consilier local conform legii, și această funcție de președinte de ședință. Nu este vorba de președinte al unei autorități publice, a unei instituții publice, cum s-ar putea interpreta. Însă, reținând și intervenția domnului Feroiu, care cu toată activitatea și experiența în Consiliul Local și studii speciale în drept, da? Și care a putut asimila o astfel de situație, apreciez că și alte persoane ar fi putut face o astfel de interpretare oarecum neconformă cu cadrul legal clar și adecvat privind incompatibilitățile. Drept urmare, pentru a nu altera hotărârile de Consiliu ulterioare, care vor fi semnate de președintele de ședință, dacă, să spunem, prin absurd s-ar formula vreo acțiune la instanță și tot prin absurd s-ar putea constata o astfel de situație, mai puțin întâlnită este adevărat, cea mai bună soluție și cum am și explicat, dintr-o atitudine prudențială, este mai bine să se procedeze la alegerea unui alt președinte de ședință, reținând că există un număr generos de consilieri locali care ar putea exercita această funcție. Vă mulțumesc! Vă mulțumim pentru explicații, doamna președinte, dar nu este chiar corect să băgați zâzanie în alianță. Domnul Feroiu a ridicat problema. PSD-ul a susținut din stat că este inoportună această numire. Nu băgați foc acolo între ei, vă rugăm frumos! Să înțelegem că este ilegal, nu? Nu, concluzia. Am spus că nu este nelegală, doamna Popescu, și susțin că nu există un motiv de nelegalitate. Bun, putem.
Sunt trece. Da, ok, doamna Niță. Supun aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței ordinare din data de 22.04.2021. Doamna președintă, votul meu este da pentru procesul verbal. Am rămas ancorat în alegerea președintelui și am votat nu elect. Domnule președinte, vă rog tehnicul să corecteze votul. Ok, punctul numărul 1 pe ordinea de zi a trecut cu 26 de voturi pentru, deci 27, pentru că doamna Lăzăroiu vota greșit. Da, se consemnează în procesul verbal, votul doamnei Lăzăroiu este pentru aprobarea procesului verbal. Dacă îmi permiteți, domnul președinte? Sigur. Da, vă mulțumesc. Am o întrebare pentru domnul primar. Domnul primar, după cum vedem, pandemia s-a cam dus. Grupul USR, grupul colegilor noștri neomarxiști, nu participă la ședințe fizic. Când veți convoca și colegii dumneavoastră neomarxiști să vină la ședință? Domnule Iliescu, vă rog frumos, fără jigniri. Asta nu e o jignire, neomarxismul. V-am explicat ce înseamnă neomar. Sunteți progresiști. Mulțumesc. Domnule primar. Convocarea ședinței online este, cred eu, un semn de normalitate și este un semn de responsabilitate pentru cei care se pot afla în situații de sănătate vulnerabile. Încurajez pe toată lumea să facă două lucruri. În primul și în primul rând să se vaccineze. Vă reamintesc că avem primăria sectorului 2 a deschis 3 centre de vaccinare cu ajutorul colegei mele, doamna Alexandra Chirilă. Vom deschide și un al patrulea centru de vaccinare. Va fi extraordinar de ușor să ne vaccinăm. Este foarte important să facem acest lucru. De asemenea, este important să păstrăm distanțarea socială, să purtăm și mască. Și din punctul meu de vedere, această distanțare și lupta împotriva coronavirusului este mult mai important decât sintagmele acestea mai bine sau mai prost înțelese de către colegii noștri de la PSD, care nu consider că sunt potrivite. Deci pot să spun că toți neomarxiștii care vor să vină aici sunt deja în sală. L-am văzut, l-am văzut pe domnul Pellegrini și mai sunt vreo 3 ascunși prin birourile dumneavoastră. L-am văzut. Doriți să-ți spun că eu sunt neomarxist, domnule Iliescu? Vreau să întreb, domnule Iliescu, între dumneavoastră v-ați vaccinat. Domnule Iliescu, vreți să spuneți că sunt neomarxist? Sau tocmai asta ați afirmat? Păi nu sunteți userist? Domnul, deci vă întreb... Că toți neomarxiști. Nu, am spus că l-am văzut... Întrebați-l pe dânsul, că greșiți adresarea. Deci eu am afirmat ce a spus domnul primar, a zis că neomarxiști sunt în sală și eu nu v-am văzut decât pe dumneavoastră. Trecem la... Păi nu v-ați uitat în oglindă, domnule. Trecem la punctul 3 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului, cadru privind accesul și modul de utilizare a curților și terenurilor de sport în aer liber, aflate în folosința unităților de învățământ. Se aprobă ordinea de zi. Scuze, am crezut că a fost mărunt aprobarea procesului verbal. Spun la vot aprobarea ordinii de zi în integralitate.
Ok, ordinea de zi a trecut cu majoritatea de voturi. Trecem la punctul 3 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului cadru privind accesul la modul de utilizare a curților și terenurilor de sport în aer liber, aflate în folosința unităților de învățământ preuniversitar de stat și în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2. Avem avize de la Comisie Juridică. Favorabil. Învățământ. Favorabil, dar o să iau și cuvântul la acest proiect. Să rețineți. Mulțumesc. Nu, dacă îmi permiteți, la acest proiect a fost depus un amendament de către primarul sectorului 2, completat printr-un amendament depus în data de 27.05.2021. Ambele amendamente v-au fost comunicate și urmează să aveți în vedere supunerea la vot a amendamentului, astfel cum a fost completat prin cel înregistrat în data de 27. Ok, domnule Feroiu. Da, bun. În primul rând este un lucru foarte bun că se deschid curțile școlilor și vreau să vă spun că din mandatul trecut grupul PNL a inițiat un asemenea proiect. Da, dumneavoastră l-ați inițiat. Ideea se pune că mă bucur că ați scos într-un fel sau altul Consiliul de Administrație în decizie și a deschide curtea școlilor, dar o să vă spun și opțiunile mele. La Comisia de Învățământ am dat un favorabil, dar la Comisia Juridică m-am abținut pentru că nu știu după nou amendament dacă ați făcut anumite lucruri și rectificări și ați vrea să le aduc în atenția dumneavoastră și anume dacă s-a rămas obligativitatea în momentul în care intră un cetățean al sectorului 2, care e o idee foarte bună de altfel, că nu se face o discriminare între cetățeni, elevi și așa, își prezintă buletinul la poartă. E obligativitatea acest lucru? A rămas în proiect? Eu n-am văzut în amendamente. O să răspund eu la asta. Da, scrie în amendament că adulții care însoțesc copiii sau vin de cont propriu... Acest lucru continuă. Acest lucru nu știu dacă vă dați... Vorbeam. Scuzați-mă. Vorbiți. Scuzați-mă. Să spuneți dacă pot să vorbesc. Acest lucru, din punctul meu de vedere, nu este un lucru chiar foarte ok și vă spun două aspecte. Unul la mână, doar o autoritate publică reglementată de statul român poate să-și ceară un act de identitate. Și acesta este poliția română, poliția locală, etc. Și nu cred că și are rost un regulament. Dacă intră cineva, ar trebui să intre. Și al doilea lucru, dacă acel paznic, acel om care are o anumită pregătire, nu cred că o are pregătire, este un purtător și are drepturi de GDPR-ul, că el ar trebui să aibă, el personal, cel care folosește și se uită pe actul de identitate, să aibă dreptul de GDPR. Și vreau să-l întreb pe domnul Gârbu dacă este aici. Bun. Am și pentru domnia sa două aspecte. Unul la mână, dacă se distruge ceva, dacă dumneavoastră aveți prins în firma de pază pe care o aveți până la ora 7-8, țineam minte că ADP-ul avea pe parcuri, în caz de distrugere, dacă îi garantează, vin în garanție pentru reparare. ADP-ul la parcuri, din câte țin eu mine minte, și e domnul Drugău în sală, are acest lucru. Adică o pază, dacă se strică ceva pe timp de noapte, firma este trasă în garanție pentru și se recuperează banii. Aveți prins așa ceva în contractul de pază la școli? Dacă îmi permiteți, aș începe cu întrebarea numărul 1, privind legitimitatea... Dați drumul la microfon sau... Așa. Dacă îmi permiteți, aș începe cu întrebarea numărul 1 legat de legitimarea oamenilor care intră în unitățile de învățământ. Domnul consilier, și în momentul de față, orice părinte, orice adult care intră într-o unitate de învățământ... Vorbesc la microfon, da. Ok. M-auzi mai bine acum? Ok. Deci oricine intră într-o unitate de învățământ este legitimat. Și acest lucru se face în baza ROFUIP-ului, dacă nu mă înșel, 5447, aprobat în anul 2020, în care stipulează foarte clar că agentul de pază poate legitima orice persoană care intră în unitatea de învățământ. A spus un ROF? Îmi cer scuze. ROFUIP. Este aprobat printr un ordin din ministru 5447 din 2020. Nu înțeles, e aprobat de Guvernul României, da? Exact. Și în acest caz se aplică? În toate unitățile de învățământ de pe raza sectorului 2. În curții școlilor se aplică și acest ROF? Și scrie acolo special, că asta mă deranjează. În principiu mi-aș dori să se aplică și în prezent și se aplică și după.
iar paza ca să vină să tragă în garanție în caz că se strică ceva, asta ar fi. Plus că, domnul Gârbu, acum dacă stăm bine să ne gândim la școala 54, v-au căzut copacii pe dumneavoastră și au gata să cadă, să omorâm. La 56, să știți. Da. Ce facem cu, dacă se întâlnă asemenea caz? Cu niște oameni care intră, la 56 toaletări, toate cele. Ce faceți cu, nu știu, parcă aveați un protocol cu ADP-ul. Ce facem în acest caz? Explicați-mi și mie, vă rog frumos. A, nu există, nu? Nu mai există. Ce protocol... se întâmplă dacă vin oamenii sâmbătă în curtea școlii, se dărâmă, vine vijelia, cade un copac și se rupe piciorul? Cine răspunde pentru asta? Juridic. Dacă îmi permiteți, cu privire la legitimarea oamenilor, este permis prin rofuipul acesta. De studiat, mulțumesc. Da, 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 vi-l și transmit după ședință. Trebuie apus pe site. Doamne Preroiu, vă rog, lăsați-l pe domnul Gârbu să răspundă. Legat de eventuale daune, da, cu siguranță paza suportă atât daunele cât și dacă se întâmplă, ceva, să lipsească ceva material din cadrul unităților de învățământ. Și cu copacii care cad pe oameni? Cine? Cu copacii greșe? Suntem într-o procedură, am lucrat la un contract cadru, suntem aproape de finalizare, imediat ce îl vom finaliza, îi vom da drumul. Bun, eu vă mulțumesc, asta am avut de spus. Mi-aș fi dorit să nu mai fie acea legitimare la poartă și era un proiect minunat pe care l-aș fi sunit în tot sfârșit. Oricum îl voi vota pozitiv, consider că este oportun, dar această chestie de legalitate ne poate împiedica pe viitor, ca să știți că este o mică scăpare. Mulțumesc. Domnule primar, dacă... Da, era înscris și domnul primar. Da, avem viziuni diferite despre cât de perfectibil este acest proiect. A fost important pentru mine, într-adevăr, să deschidem curțile școlilor pentru comunități. Eu consider că în sectorul 2 se face prea puțin sport și se face prea puțin sport și pentru că nu avem locuri unde să facem sport. Este o soluție eficientă din punctul meu de vedere să facem sport în cursile școlilor care sunt plătite din banii cetățenilor sectorului 2 și amenajarea este plătită din banii tuturor cetățenilor. Deci este foarte, foarte relevant. Întotdeauna va fi greu să facem să trasăm linia fină dintre siguranța că avem o responsabilitate asupra unui bun care se deteriorează și ușurința de a intra pe terenul de sport. Eu consider că legitimarea celor care intră acolo asigură totuși o oarecare responsabilitate pentru cei care ar putea să intre și să vandalizeze sau mai știu eu. Suntem un sector care are pază pentru școli și am vrut să folosim acest lucru pentru deschiderea tuturor curților școlilor, pentru că investițiile în sport sunt investiții care returnează foarte mult în lipsa cheltuielilor în sănătate. Adică nu lipsa, ci e nevoie de mai puține cheltuieli la sănătate cu cât investim mai mult în sport. Mulțumesc. Domnule Iliescu? Mulțumesc. Da, acest proiect a fost propus și de mine și susținut încă din anul 2020. Este un proiect foarte bun, mă bucur că l-avem astăzi pe ordinea de zi. De ce? Pentru că copiii din acest sector nu mai au unde să joace, pur și simplu. În afară de parcurile, care dar astăzi parcurile arată cum arată, adică foarte rău, în tot Bucureștiu. Pe când locurile pentru educație fizică din școli, cu sălile de sport, cu locurile de joacă, arată foarte bine. Și dau exemplu de la școala 49, unde într-adevăr s-au făcut niște investiții și arată chiar foarte bine. Vreau să vă mai întreb, dar la articolul, că se elimină articolul 8, asta e un lucru bun. Deci să se încadreze în grupa de vârstă în conformitate cu cea categorie de unității de învățământ. Și tot la articolul A, punctul D, sintagma să aibă asupra sa și să se prezinte la cererea agenților de pază carnetul de elev. Cum rămâne cu asta, domnul director? Domnule Gârbu? Deci cum rămâne, domnul director, cu A? Sau dacă răspunde domnul primar? Domnul Gârbu, dacă poate să răspundă aici. Carnetul de elev este actul care indică că respectivul copil face parte din acea unitate de învățământ. Dar este...
plan. Că ar trebui scos și acel... Și ăla trebuie eliminat. Da. Susțin eliminarea. Da. 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 Dacă îmi permiteți, în cuprinsul amendamentului, la punctul 4, primul amendament, numărul 1825 din 26.05.2021, scrie art8.d. Sintagma să aibă asupra sa și să prezinte la cererea agenților de pază carnetul de elev, se elimină și se înlocuiește cu următoarea formulare. În vederea asigurării accesului în cursurile și terenurile de sport în aer liber aflate în folosința unităților de învățământ preuniversitar de stat, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 prin DGAPI, utilizatorii adulți vor avea asupra lor actul de identitate și îl vor prezenta agenților de pază. Deci nu se mai prevede obligativitatea netului. Da. Da. Deci este deja reglementat în primul amendament. Se legitimează adulții, ceea ce discutasem mai devreme. La acel articol adulții trebuie să aibă un act de identitate și să se legitimeze. Și vreau să spun, domnul primar, să-i spun, doamne viceprimar, poate se gândește în această perioadă, copiii iau vacanță, intră în vacanță pe 25 iunie. Abia la 1 iulie ei termină cu examene, cu absolut tot. Să vă gândiți dacă puteți să suplimentați pe o perioadă când soarele e sus și copilul poate să stea în unitatea de învățământ și până la orele 20-21, măcar la agentul de pază, ori să rămână el peste, ori să mai suplimentăm ceva. Vă referiți în timpul un weekend sau în timpul săptămânii? Nu, în vacanță, intră în vacanță. Păi în vacanță, programul probabil, încă nu l-am stabilit, în timpul weekendului, am zis că e de la 8 la 8 seara și în vacanță când nu sunt cursuri, atunci cursurile... De acord, dar agentul de pază stă în unitatea de învățământ până la orele 19. Gândiți-vă pe o perioadă... De bază, stă în unitățile de învățământ 12 ore pe zi în funcție de programul școlii, nu neapărat de la 7 la 7. Nu, vă spun eu sigur, domnul Gârbu. Domnul director, deci, Gârbu. Pe durata actului didactic, ei stau într-adevăr de la 7 la 7, sau au fost și cazuri speciale în care unitatea de învățământ a solicitat să vină de la 8 la 8 sau de la 9 la 9. Da. Dar aici vreau să vă spun să solicitați că este posibil, deci, să rezolvăm și această problemă. În cadrul contractului de pază este permisă această flexibilitate, funcție de decizia școlii sau a Consiliului de Administrație, să putem muta cele 12 ore în orice interval ales de către unitatea de învățământ. Nu văd ca Consiliul de Administrație, că văd că a fost exclus în ceea ce privește deschiderea terenului de sport în unitățile de învățământ. Trebuie noi să luăm o decizie, adică dumneavoastră. Contractul de pază ne permite această opțiune, fără nicio problemă. Da, mulțumesc, asta am. Ok, deci, da, domnule Alexandru? Am o mare rugăminte, domnul președinte. Mi-e tare drag, domnul Adrian Alexandru, a fost colegul nostru, dar v-aș ruga tare mult să supuneți la vot intervenția cetățenilor, ori la sfârșit, ori la început. În ședințele de Consiliul Local. Mulțumesc. Doamna Popescu, ați uitat, la proiectele de hotărâre, sunteți consilier de la al treilea sau al patrulea mandat, inclusiv cetățenii din Constituțională. Deci, la proiectele de hotărâre, inclusiv cetățenii, doamna Niță Pasă. Deci, doamna Niță Pasă vă confirme că la proiecte, în afară de interpelările, în afară ordinii de zi, inclusiv cetățenii pot să pună întrebări. Domnule Alexandru, vă rog. Ți-a anunțat prezența, ți-a anunțat. N-am putut să mă anunț înainte pentru că nu era hotărât. Am fost la doamna Niță, m-am prezentat, mi-a spus că nu este președinte de ședință. N-am putut să mă anunț înainte de ședință. Vă rog, fără contradicții. Ce scuze, dar mă miră intervenția doamnei Popescu, care este la... Nu știu domnule Alexandru, vă rog. Deci, eu pun prima dată întrebarea legată de acest proiect, o întrebare scurtă, am făcut la dezbatere. Ce toalete se vor folosi cei care vor intra în curtea școlii, atât copii cât și adulți? Asta e întrebare și vreau un răspuns punctual să mi se răspundă. Și dacă îmi permiteți, cu voia noastră, aș face un apel din partea unui cetățean și aș dori ca, mai ales când este vorba de proiecte de tip normativ, celor care se adresează tuturor cetățenilor din sector, să spunem adevărul, să lăsăm politica de partid, cine a făcut, cine asta, pentru că dacă e să spunem, și să stabilim prioritățile. În acest moment, sunt curți ale școlii care n-au nici măcar un panou de basket.
mi se părea ca prioritate întâi să rezolvăm, să amenajăm curțile școlilor și după aceea să stabilim cine intră. După aceea, în acest moment, curțile școlilor sunt deschise, nu sunt închise. Da? Se organizează și la dezbatere s-a pus problema că responsabilitatea nu poate să fie a omului de la pază și trebuie să fie a unor adulți și asta se poate face doar în cazul unor activități organizate. Și alt lucru care aș vrea să-l precizez, legat tot de adevăr, faptul că legat de hotărâre de Consiliu, în 2016 la primăria sectorului 1 a fost prima dată când s-a aprobat o hotărâre de Consiliu pentru accesul în curtea școlii, dacă e să spunem adevărul. În 2016, un grup de consilieri din Consiliul Local a inițiat acest proiect. Și începând cu toamna lui 2016, pornind chiar de la acest proiect, dacă e să spunem adevărul, au început în premieră în acest Consiliu Local dezbaterile pe proiecte de tip normativ. Asta vreau să precizez și vreau să uităm că PNL-ul în 2018, PSD-ul în 2020, eu nu mi-aduc aminte de acest lucru, important este să facă ceva bun pentru copii. Mulțumesc. Vă mulțumesc mult pentru intervenție. Supun la vot amendamentul inițiat de domnul primar. N-am primit răspuns la întrebare. Domnul președinte, inițiator trebuie să răspundă la întrebare. Eu am pus o întrebare. Ce toalete se vor folosi de către copii și adulți care vor intra în curtea școlii? Asta e întrebarea. Și rog răspuns de la inițiatorul proiectului. Dacă îmi permiteți să răspund eu, același proiect, cum a spus domnul fost consilier Adrian Alexandru, este implementat de mai mult de 4 ani la sectorul 3 și până acum nu a fost niciun fel de problemă, nici legată de toalete, nici legată de distrugeri, nici legată de fructuri. Este implementat mai de curând și la sectorul 6 și la fel va fi implementat și la sectorul 2. Și nu am avut niciun fel de problemă nici în sectorul 3, nici în 6 și sperăm că de acum încolo nici în sectorul 2. Nu văd de ce să facem noi diferit față de un exemplu de bună practică. Bănuiesc că unitatea de învățământ posedă toalete la toate nivelurile și la toate etajele, și pentru profesori, și pentru elevi, și pentru toată lumea. Agentul de pază oricum este acolo și îi se arată lui... Haideți că răspund eu. Ok, domnul Alexandru, știți că am discutat și la dezbatere, am discutat și duminică când m-ați invitat la școala Ferdinand, am dezbătut intens acest regulament și deschiderea curților școlilor. Deschiderea curților școlilor dă posibilitatea cetățenilor din sectorul 2 să facă sport în proximitate. Adică eu îmi imaginez că cineva care locuiește în Pantelimon nu o se ducă neapărat în zona centrală ca să facă sport. Dacă mă lăsați să ajung acolo, ajung. Este un proiect pilot și vom vedea cum se va desfășura, dar eu am încredere că oamenii vor ști regulile, vor ști că nu vor fi toalete în acest moment când deschidem curțile școlilor și își vor lua măsurile necesare, se vor duce acasă. Mulțumesc. Doamna președinte, haideți să lămurim. Când intervin cetățenii la fiecare proiect al nostru sau cum trebuie să procedeze în budele legal? Se înscriu pe o listă cu câteva zile înainte? Doamna Popescu, domnul Alexandru a formulat cerere, a fost avizat în sensul participării, însă s-a prezentat imediat la ocuparea de la prezidiu de către reprezentanții instituției pentru a se înscrie la cuvânt, însă nefiind reglementată situația cu președintele de ședință, nu a avut posibilitatea să anunțe chiar de la începutul ședinței că dorește să intervină. Însă a anunțat la secretarul general, iar eu i-am comunicat domnului Pellegrini despre solicitarea de intervenție. În regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local, cam aceasta este procedura. Anunță dinainte prin cerere, după care solicită domnului președinte de ședință acceptul. Îl are de la domnul Pellegrini, nu a putut imediat, repet, la începutul ședinței, pentru că am avut rezolvat această problemă cu președintele. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Să știe toată lumea că așa trebuie. Încă un lucru. L-aș întreba pe domnul Alexandru, la ce toaletă se referă? O să răspund la întrebare. În 2016, când s-a documentat acest proiect... Deci,
Femeile de serviciu din curtea școlii, de la școli, au spus că s-au găsit în curtea școlii inclusiv prezervative, tuburi de țigări. Deci atrag atenția că aceste... În ce scuze? Să pun la vot amendamentul inițiat de primarul Radu Mihaiu cu modificările aduse. Vă rog vot. Eu mă gândeam că e vorba de toaleta elevului. Cum se îmbracă. Domnule Iliescu, vă rog. Cum vine la... Domnule Iliescu, vă rog frumos. Cum vine la sport, să facă sport. Despre asta... Nu mai zic nimic. Amendamentul a trecut cu unanimitate. Supun la vot proiectul de hotărâre în integralitatea lui. Vot, vă rog. Domnule Dincă, vă rog vot. Gata. Proiectul de hotărâre a trecut cu unanimitate de voturi. Vă mulțumesc. Punctul 4 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământ dual între operatorul economic SC Amber Technologies, Liceul Tehnologic Nicola Tesla și sectorul 2 al municipiului București. Proiect inițiat de Alexandra Irena Kirilov. Sunt intervenții pe... Ok. Avize la buget? Favorabil. Juridic? Favorabil. Învățământ? La toate cele patru proiecte parcă sunt, este aviz favorabil la învățământ. Mulțumesc. 5. 5. Supun la vot. Vot, vă rog. Domnule Feroius, Zaharia, domnule Iliescu, vă că nu mai e. Vot, vă rog. Proiectul a trecut cu număr de 26 de voturi și niciun vot. Fără răspuns. Nu a votat. Proiectul numărul 5 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual între operatorul economic Interada Service.com, Liceul Tehnologic Nicola Tesla și sectorul 2 al municipiului București. Inițiator Alexandra Kirilă. Buget, aviză vă rog, buget. Aviz favorabil. Juridic. Favorabil. Și învățământ, ne-a spus domnul Feroi, că așa. Vot, vă rog.
Domnule Zăroiu? Proiectul a trecut cu 26 de voturi și un fără vot. Punctul numărul 6, proiect de hotărâre privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual între operatorul economic Zentiva SA, Colegiul Tehnic Edmond Nicolau și sectorul 2 al municipiului București. Contract de parteneriat numărul 875 din 5-5-2021, inițiator Alexandra Chirilă. Suget aviz favorabil, la fel și la următorul. Juridic? Favorabil. Ok, învățământ, a spus. Vot, vă rog. Doamna Popescu, v-a apărut votul? Și domnul Săftoiu? Ah, nu mai votăm. Ok. Domnule Angel, votul a trecut. Vreți să vă exprimați votul afirmativ? Ok, deci a trecut cu majoritate, cu unanimitate de voturi. Punctul numărul 7, proiect de hotărâre privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual între operatorul economic Zentiva, Colegiul Tehnic Edmond Nicolau și sectorul 2 al municipiului București. Da, e șaptele. Doar că e alt contract, e 8-7. E cu același operator economic, sunt două specializări diferite. Ok, aviz buget? Favorabil. Juridic? Favorabil. Și învățământ știm. Pun la vot. Domnule Albu, doamna Popescu, domnule Iliescu, domnule Zaharia, nicio problemă. Proiectul a trecut cu unanimitate de voturi. Numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru organizarea și funcționarea comisiilor de evaluare a propunerilor de proiecte și a Comisiei de soluționare a contestațiilor constituite în baza legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare. Inițiator Alexandra Chirilă. Atenție, suntem la punctul 8.
Nu, 9. 8. Da. Okay. Aviz de la buget? Aviz favorabil. Juridic? Favorabil. Favorabil și de la transparență. Spun la vot. Doamna Chirilă. Proiectul a trecut cu unanimitate de voturi. Punctul 9 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al sectorului 2 al municipiului București în comisiile de evaluare și respectiv în comisia de soluționare a contestațiilor aferentă procedurii de selecție a propunerilor de proiecte depuse conform regulamentului cadru privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al sectorului 2 al municipiului București alocate pentru activități non-profit potrivit legii numărul 350 din 2005 cu modificările și completările ulterioare. Inițiator Alexandra Chirilă. Domnul președinte, dacă eu propun să faceți parte numai dumneavoastră, cei din USR și PNL, ca să nu... La ce anume vă referiți, domnule Iliescu? La desemnarea reprezentanților, la toate. Ce rost mai are când aveți împreună, aveți votul majoritar? Ce să mai... Haideți să vedem avizele întâi. Favorabile toate, vă spun eu. Trebuie să vedem, nu știm. Juridic? Favorabil. Învățământ? Favorabil. Protecție socială? Protecție socială, toate proiectele care sunt pe ordinea de zi au avut vot favorabil. Ok. Ecologie? Aviz favorabil. E incredibil. Nominalizări? Ar fi de dorit, dacă îmi permiteți, ar fi de dorit să avem un scurt rezumat al tuturor comisiilor. Poate să ne-l facă doamna inițiatorul. Poftim? Alexandra? Doamna viceprimar? Puteți prezenta puțin? Da, avem 5 comisii pe cele 5 domenii pentru granturi, cultură și culte, educație, mediu, social și sport. Din fiecare comisie vom avea persoane din aparatul de specialitate, dar și 2 consilieri locali. Pe data de 7 iunie se închide apelul pentru proiecte și trebuie să avem comisiile constituite ca să putem deschide propunerile de proiecte și comisia să voteze aceste proiecte și care primesc granturile. Dacă aveți întrebări, vă aștept. Da. Bun, dacă nu sunt întrebări, am putea trece la nominalizări. Ok. Aș putea să nominalizez... Este vorba de 2 membri titulari și 2 de rezervă pentru fiecare dintre comisii. Deci trebuie aleși, cred că, 4 consilieri locali și care nu vor trebui să se regăsească în Comisia de Soluționare a Contestațiilor. Uh-huh. Ok. S-ar putea să nu mai aveți consilieri. Aș vrea să fac eu nominalizări în numele grupului USR Plus. Dar înainte de asta, aș vrea să fac o precizare. Noi am avut discuții cu toate grupurile, inclusiv grupul PSD a fost invitat să participe cu consilieri la componența acestor comisii. Grupul PSD a refuzat. Așadar, doamna Andabade, am refuzat pentru că
am fost excluși de la celelalte comisii care au fost votate până acum în Consiliul Local. Și am considerat, noi, grupul PSD, că nu suntem atât de capabili ca și dumneavoastră să facem parte din comisiile acestea. Mulțumesc! Eu îți spun și tot un adevăr, Doamne ajută! Mulțumesc, noi nu ne temem de muncă. Temele de rigoare, vreau să vă văd cum o să vă descurcați dumneavoastră cu 350. Nu ne temem de muncă, așa că vă propunem din partea grupului USR Plus câte o persoană ca titular în fiecare comisie și câte o persoană ca rezervă. Dacă îmi permiteți, noi am discutat între noi și propunerile din partea grupului USR Plus sunt următoarele. La Comisia de Cultură, titular Alexandra Chirilă, iar rezervă, îmi permiteți să mă autonominalizez, ar dura foarte mult să ne facem jocul cu nominalizările altcineva. Rezervă el, Anda Badea. Nici nu mă așteptam să lipsiți de la Comisia. La Comisia Sport. Domnule Iliescu, vă rog frumos. Scuze. Așadar, repet. Anda Badea, vă rog, reluați de la început nominalizările. Pentru Comisia de Cultură... Dacă nu se poate autonominaliza. Nominalizez eu pe doamna Badea, rezervă la cultură. Foarte corect. Felicitări. Și procedura normală. Așa. La comisia, nu știu unde e procedura respectivă, ideea e că te poți vota, dar nu te poți autonominaliza. Mi se pare o ipocrizie mare, dar nu contează. La Comisia de Sport mă autonominalizez, Anda Badea, dacă dorește și doamna Chirilă să mă nominalizeze, o invit. Și ca rezervă, domnul Panaitescu, Andrei Panaitescu. La Comisia de Educație o nominalizez pe doamna Chirilă și, ca titular și ca rezervă pe domnul Radu Nedelcuț. La Comisia de Mediu, titular Silviu Matei, rezervă Adrian Albu. La Comisia Socială, Angel Croitoru ca titular și Marius Pellegrini ca rezervă. La Contestații, Adrian Albu și rezervă Gabriel Vașpuș. Acestea sunt... nominalizările din partea USR Plus, ați văzut, avem câte un titular și câte o rezervă în fiecare comisie. Ne așteptăm să sperăm să fie mult de muncă, sperăm să fie foarte multe proiecte din care să selectăm. ONG-urile să candideze pentru a primi banii aceștia și a-i transforma în ceva bun pentru comunitate. Mulțumesc! Da, domnule Iliescu. Mulțumesc! Doamna Badea, sunteți sigură că n-ați uitat pe cineva de la USR? Sau de la Plus, mie nu-mi iese că ați uitat vreo două persoane. E ceva neregulă. Domnule președinte, avem timp de discuții? Păi... inutile? Da. Bun, dacă nu mai sunt alte intervenții... Ba da. Ok. Nu mai vreau. Grupul PNL poate propune? Care? Ok. Sau le luăm pe rând? O, stați, păi așa mă gândesc, să le luăm pe rând. La vot. Înțeleg că sunt, e vorba... de propunerile formulate de grupul USR Plus, da? Și urmează să votați aceste propuneri, nu? Să vedem... De fapt, da, propunerile noastre nu acoperă toți membrii comisiilor. Noi am propus doar câte un titular și doar câte o rezervă. Mai rămâne câte un titular de propus de celelalte formațiuni și câte o rezervă pentru fiecare, cel puțin. Adică ar putea să existe chiar și competiție. Dar modul în care votăm e alegerea, nu știu, a dumneavoastră, nu știu. Cred că ar trebui completate comisiile și dacă sunt în plus persoane sau... Dar dacă îmi permiteți, am anunțat de la începutul proiectului că cei care sunt membri în comisiile... de evaluare, indiferent că sunt rezervă sau titulari, nu pot fi membri în Comisia de Soluționare a Contestațiilor. Deci domnul Albu este membru în Comisia de Contestații și este și în Comisia ca rezervă la Comisia de Mediu. Am înțeles. Păi e grav. Atunci aș vrea să schimb ca rezervă la Comisia de Mediu ar putea fi, să zicem, Andrei Panaitescu. Cine? Aș și o nominalizare din partea Partidului Mișcarea Populară. Îl propun pe domnul Cătălin Șerpescu. Cătălin Șerpescu. Avaria USR-ului.
Pentru Comisia de Contestații, pe domnul Cătălin Cerpescu. Deci pentru contestații. Putem da volumul mai tare, că nu auzim nimic. Este dat mai mult de atât, chiar nu am ce să-i fac. Domnul președinte? Da. Spune-și face doamna Andea Badea. Se poate. Spune-și face temele și face acele înlocuiri. Vreau să vă rog să-i trageți atenția, doamne Niță, să nu mai bage zâzanie cu grupul PNL, vă rog frumos. Dacă erați atent, ați văzut că am înlocuit deja rezerva de la Comisia de Mediu. Doamnă, nu trageți aer între cuvinte și nu putem să fim în pas cu dumneavoastră de asta. Învățați să țineți pasul atunci. Tot pentru Comisia de Propunere a Contestațiilor. Okay. Vă rugăm să mai repetați o dată, că n-am înțeles cine în ce comisie este. Deci, atunci vă rog frumos să faceți liniște. Pot să repet, nu-i nicio problemă. Vă rugăm frumos, președinte, ca să repete doamna secretar, să le înțelegem cu siguranță. Doamna Anda Badea a făcut niște înlocuiri. Cel mai probabil și enunță foarte rapid și nu putem să auzim de acolo, de acasă. Dacă era în sală, poate auzea mai bine. Vă rugăm, doamna secretar, să le enunțați dumneavoastră. Propunerile doamnei Anda Badea pentru comisii sunt următoarele. La cultură și culte, membru titular doamna Alexandra Chirilă, rezervă doamna Anda Badea. La sport, titular doamna Anda Badea, rezervă domnul Panaitescu. La educație, doamna Chirilă, titular, doamna... Aici nu știu ce am scris. Domnul Nedelcuț, rezervă. La mediu, domnul Silviu. Silviu care? Matei. Vă rog. Silviu Matei, titular. Domnul Andrei Panaitescu, rezervă. Iar la social, domnul Angel, titular, și domnul Marius Pellegrini, rezervă. Domnul Angel Croitoru, să nu facem confuzie. La Comisia de Soluționare a Contestațiilor, domnul Albu, titular, și domnul Vaspuș, rezervă. Domnul Vazahari, ați înțeles pe deplin? La dumneavoastră, da, doamnă. Mulțumesc. Supun la vot propunerea grupului USR Plus. Propunerea populară, propunerea domnului Cătălin Șerpescu, unde este? Nu, acum sunt propunerile USR la vot, după care se vor pune pe rând celelalte propuneri formulate de grupurile de partide, da? Vă mulțumesc! Mulțumesc! Rog membrii PSD să facă liniște în sală, să-i auzim și pe colegii de acasă. Mulțumesc frumos! Observ că vorbesc membrii... Supun la vot propunerile grupului USR Plus. Închideți, vă rog, votul. Pentru propunerea grupului USR Plus, 17 voturi pentru, 0 împotrivă, o abținere și 9 fără vot. Propuneri de la alte grupuri? Da, grupul... Da.
PNL face următoarele propuneri. Cultură culte, Magda Catone. O susțin. Rezervă, Alexandru Dinu. Mediu, Adrian Costache. Rezervă, persoana mea, dacă mă... Puteți mă propuneți dumneavoastră, domnul Feroiu, sau mă rog, ca să intrăm într-o formalitate la... Pune pe Claudiu. Da, Claudiu Săptoiu, rezervă. Da, mulțumesc. La educație, Claudiu Săptoiu. Claudiu Săptoiu, care este prim. Și Magda Catone, rezervă. La social, Adrian Costache și Silviu Feroiu, rezervă. La sport, Silviu Feroiu și Adrian Costache, rezervă. Contestații, Claudiu Nicolescu și Alex Dinu, rezervă. Ce înseamnă să ai doar 6 voturi în Consiliu? Ce comisie tu? Ba da, ba da. L-am pus la contestații pentru că n-are voie în alte locuri. Dacă îmi permiteți, la contestații, pe cine ați spus dumneavoastră titular? Am vorbit Claudiu Nicolescu. Ah, mă scuzați. Titular și rezervă domnul Alexandru Dinu. Claudiu Nicolescu și așa. La liberale a fost mai simplu, ca o doar 6. A fost unul pe față, unul pe dos. La... Dacă îmi permiteți, domnul Alexandru Dinu este și rezervă la cultură și este și rezervă la contestații. Am arătat că nu poate fi în ambele comisii. Dacă este și domnul Șerpescu de acord să facă parte din Comisia de Cultură Culte. Acum, domnule, trebuie să înțelegeți că fiind destul de puțini consilieri și atâtea poziții pentru fiecare comisie, fiind în grupul majorității, cred că propunerea pentru un coleg de la PMP este una în regulă. Domnule Șerpescu, sunteți de acord? Am spus da, da, am spus. Mă scuzați, făceau gălăgie membrii PSD. Mulțumesc, domnule Șerpescu. Domnule președinte, dacă îmi permiteți să intervin, da. Radu Nedelcuț. Da. Mi s-a părut că am auzit-o pe colega noastră, doamna Iordache, propunându-l pe domnul Șerpescu pentru Comisia de Contestații. M-am înșelat? A fost propunerea pentru Comisia de Contestații. Pentru Comisia de Contestații, corect? Da, corect. Atunci mi-e teamă că domnul Șerpescu nu poate. În aceeași situație cu domnul Dinu. Exact. Nu poate fi membru și la contestații și la cultură. Da. Era rămâne pentru Comisia de Soluționare a Contestațiilor. Deci, domnul Șerpescu, este propunerea pentru rezervă la Comisia de Soluționare a Contestației? Ca să notăm. Subiect și predicat o propoziție, că nu se înțelege nimic. Bun, vreau să fac o corectură. La Comisia de... Da. La Comisia de Contestații să ne retragem colegii pentru a lăsa propunerile de la PMP. Mulțumesc. Nicio comisie. De la contestații. Și Claudiu Nicolescu, nicio comisie, a scăpat. Dacă îmi permiteți, domnul președinte. Domnule, spune, am înțeles corect că dumneavoastră vă retrageți ambele propuneri de la contestație, adică și titularul și rezerva sau doar rezerva, că n-am înțeles? Ambele propuneri. Ambele, și titularul și rezerva, așa, rămânând ca propunerea să fie pentru PMP, pentru colegii de la PMP, pentru Comisia de Soluționare a Contestațiilor. Da, așa. Bun. Da, da. Mulțumesc. Da, da, așa. Propun la vot propunerile grupului PNL. Da, Iza. Da, 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 zi da.
Domnule Peroiu, domnul Albu, înțeleg că grupul PSD nu votează. Propunerile PNL pentru comisiile de evaluare. Închideți votul, vă rog. Pentru propunerea grupului PNL sunt 17 voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri și 10 fără vot. Propuneri din partea grupului PSD? Domnul președinte, nu, s-a spus foarte clar că nu avem nicio... protest, noi nu avem nicio propunere, nici nu vom vota. În semn de protest, vă lăsăm pe dumneavoastră care le știți pe toate să conduceți cu mult spor. Domnul Săftoi, puteți relua propunerile dumneavoastră pentru Comisia de Soluționare? Nu, pentru Comisia de Soluționare a Contestațiilor. Ați spus că v-ați retras propunerile dintre membrii PNL și ați propus pe altcineva? Da, am propus pe domnul Șerpescu și titular. Titular și pe doamna Izabela Rezervă. Rezervă. Asta supuneți la vot, domnul Pelegrin. Nu, că s-au notat cu toate. Nu, că aici nu mi-a fost clar, da. Îmi cer mii de... Deci s-au ocupat toate locurile în comisie, da? Atunci supun... Da. Dacă tot avem un pic de pauză, o să rog grupul PSD... Supun la vot proiectul numărul 9 de pe ordinea de zi cu propunerile aferente. Închideți votul, vă rog. Proiectul a trecut cu 16 voturi pentru, 0 împotrivă, o abținere și 10 fără vot. Domnule primar? O să vă propun o pauză la 6 fără un sfert, să mai bem un pic de apă, să o pauză. Dar mai avem până atunci. Execuția bugetară, măcar să votăm execuția. Nu acum, la 6 fără un sfert, ca să ne pregătim. Mai este timp și o să apropo de această variantă pe care o spuneți dumneavoastră că nu mai votați din frondă, spirit de, nu știu, n-am înțeles foarte bine. O să vă propun la următoarea ședință de Consiliu Local și vă rog să vă gândiți la asta, o să vă propun să formăm o comisie de analiză a tarifelor transmise de către operatorul de salubritate și aș ruga toate grupurile, toate grupurile să se gândească la reprezentanți. Vom avea 3 reprezentanți în comisia de negociere, de discutare, de analiză a tarifelor transmise de Supercom, nu acum, și pentru următoarea ședință de Consiliu și aș aprecia foarte mult dacă toate grupurile, toate partidele ar fi reprezentate. Deci
ținând cont de ce spuneați mai devreme, v-aș ruga totuși ca pentru acest subiect să vă gândiți, să desemnați un reprezentant. Mulțumesc. Mulțumim pentru propunere, domnul primar. Am fi apreciat dacă și la președinții de ședințe și la celelalte comisii ați fi avut aceeași abordare. Toate partidele prezente în Consiliul Local trebuie să facă parte din comisii și în același timp să aibă și președinția ședințelor de Consiliu. Mulțumesc! Deci ne vom gândi 3 consilieri, domnul primar? Sau 4? 3 consilieri. Încă n-am făcut acest proiect final, dar probabil că vor fi 3. Îl avem, avem PMP-ul. O să ne gândim. Rog grupul PSD să se gândească la o propunere. Promiteți că va deveni o practică în viitor? Rămâne cum a stabilit. Nu știu ce aș putea să promit. Promit că atunci, pentru toate lucrurile care mi se par relevante și care mi se par că trebuie să aibă consultarea tuturor din timp, nu doar atunci când se pot pune în transparență, voi avea, voi cere și consilierilor PSD să cunoască, repet, proiectele importante ale sectorului. Salubrizarea este unul dintre cele mai importante proiecte și este normal ca toată lumea să participe la această comisie de analiză a tarifelor, în așa fel încât să ne asigurăm că merge mai departe cum trebuie. Promit, da, că vă voi cere sprijinul pentru toate proiectele care mi se par cu un impact semnificativ și major asupra dezvoltării sectorului 2. Asta pot să o promit. Mulțumesc! Bun, propun să trecem la punctul 10 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului general al sectorului 2 al municipiului București și a situațiilor financiare anuale la 31.12.2020. Aviz de la buget? Aviz favorabil. Dacă nu sunt intervenții, aș supune la vot. Domnule Nicolescu, Zaharia. Proiectul a trecut cu unanimitate de voturi. Numărul 11 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind bugetarea participativă la nivelul sectorului 2 al municipiului București, inițiator Dumitru Silviu Feroiu. Inițiatorul dorește să prezinte? Dacă doriți să fac o scurtă prezentare a proiectului, știu că majoritatea consilierilor locali știu despre ce este vorba, dar o fac o prezentare și pentru cei care se uită la noi pe Facebook. Bugetarea participativă este practic o reîntoarcere a banilor cetățenilor luați din impozite la ei înșiși pentru a-și crea propriile proiecte, iar noi să le implementăm. Este un proiect care funcționează în alte municipii de județ extraordinar de bine și are rezultate. Bineînțeles că o să dau exemplele liberale din Ardeal, dar toată lumea știe acest lucru. Eu vă spun că nu este doar proiectul meu, este proiectul cetățenilor, al consilierilor locale, al tuturor partidelor care poate să vină și să susțină un asemenea proiect. Mi-l doresc cât mai repede pus pe eșafot și să-l vedem funcțional, pentru că vom avea cu toții de muncă să-l facem și cunoscut cetățenilor, pentru că implicarea civică în ceea ce înseamnă societate și în ceea ce înseamnă
dezvoltarea unui oraș pe diferite domenii, uneori, din păcate, lipsește. Dacă sunt întrebări, vă stau la dispoziție cu orice fel de întrebare. Doar atât am vrut să spun ca o scurtă prezentare și vă mulțumesc foarte mult. Domnule Iliescu, întâi trebuie să luăm avizele de la comisie. Juridic? Juridic? Favorabil, da. Scuze. Buget? Favorabil. Învățământ? Favorabil. Urbanism? Favorabil. Favorabil și de la transparență. Supun la vot numărul 11 pe ordinea de zi. Dacă permiteți, aș la articolul 7 este nevoie să votăm membrii comisiei de evaluare pentru proiecte. Corect, așa este. Da. Propuneri? Din partea PNL, dacă îmi permiteți, înțeleg că sunt 5 poziții, da? În această comisie. Da. Votăm odată cu componența comisiei? Dacă îmi permiteți, vom proceda ca și anterior. În primul rând, se vor vota membrii Comisiei pentru Bugetare Participativă. Sunt un număr de 5 membri prevăzuți la articolul 7 din hotărâre, după care se va vota proiectul în ansamblul său, luând în discuție și membrii Comisiei votați de dumneavoastră. Sunt 5 consilieri pe care trebuie să-i nominalizați. Nominalizat votul și, prin urmare, se va relua după nominalizarea membrilor. Da? Câți au votat? Au votat toți? Nu. Deci se va lua act că nu s-a votat până în acest moment, s-a deschis, votul va fi întrerupt. Da, nici nu s-a auzit, deci nici nu s-a auzit că trebuie să se voteze, deci noi n-am auzit. Deci nimeni nu a auzit că se votează proiectul, prin urmare... Deci, vă rog frumos, proiectul prevede la articolul 7 că se vor vota 5 membri. Nu s-a votat nimic în acest moment, a fost o intenție de a se supune la vot, s-a constatat că este necesară nominalizarea, s-a anulat această tentativă de vot și se va proceda în continuare conform celor arătate. Da? Urmează să nominalizați și să supuneți la vot cei 5 membri pentru comisie. Domnul președinte, întrebați. Nominalizări pentru comisie? În partea partidului PMP îl nominalizez pe domnul Cătălin Șerpescu. Bun, supuneți la vot. Vot pentru Cătălin Șerpescu. Domnule Albu?
Închideți votul, vă rog. Ana. Domnul Șerpescu a obținut 18 voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri și 9 fără vot. Altă propunere? Grupul Liberal îi propune pe domnul Silviu Feroi și Claudiu Nicolescu. Vot pentru Silviu Feroi. Și Claudiu Nicolescu fiind nominal. Vă rog, închideți votul. Domnul Feroiu a obținut 17 voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri și 10 fără vot. Vot pentru domnul Nicolaescu. Îl cheamă Nicolescu. Nicolescu, mă scuzați. Închideți votul, vă rog. Domnul Nicolescu a obținut 18 voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri și 9 fără vot. Alte propuneri? Din partea grupului USR Plus îi nominalizez pe Anda Badea și pe Radu Nedelcuț. Vot pentru doamna Badea. Domnule Panaitescu. Închideți votul, vă rog. Doamna Badea a obținut 18 voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri, 9 fără vot. Vot pentru domnul Nedelcuț. Vă rog, închideți votul. Domnul Nedelcuț, 17 voturi. Domnule Iliescu, vă rog puțină liniște. Pe bune, vorbim de fotbal în timpul ședinței Consiliului.
Avem pauză acuși. Domnul primar a cerut la 6 fără un sfert o pauză. Puteți să îl întrebați atunci. Domnul Nedelcuț are 17 voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri și 10 fără vot. Supun la vot proiectul numărul 11 de pe ordinea de zi, comisia inclusă. Domnule Angel, vreți să votați? Domnule Săftoiu, trebuie să apăsați și trimite. Închideți votul, vă rog. ...26 de voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri și 1 fără vot. Proiectul numărul 12 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL Sector 2, numărul 26 din 2013, privind aprobarea schemei proprii de finanțare a programelor locale privind lucrările de intervenție pentru creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe de pe raza sectorului 2 al municipiului București, astfel cum a fost modificată și completată prin HCL Sector 2, numărul 42 din 2015. Inițiator, Radu Mihai. Domnule primar. Da, este o hotărâre de Consiliu pentru punerea în acord cu legislația în vigoare. Anvelopările funcționau în baza unei legi care între timp a fost schimbată și, drept urmare, această hotărâre de Consiliu local nu face decât să pună în acord cu legislația curentă decizia de Consiliu local care permite anveloparea locurilor. Este un proiect tehnic. Mulțumesc. Aviz de la buget? Aviz favorabil. Juridic? Favorabil. Servicii publice? Aviz favorabil. Doamna Lăzăreu? Am și o întrebare pentru domnul primar. Știm cu toții că 90% se suportă din bugetul local, 10% este cota care revine asociațiilor de locatari pentru aceste anvelopări. Cum veți încasa acești 10% de la proprietari? Acest lucru se va decide printr-o hotărâre de Consiliu Local viitor. Da. Vom avea o consultare largă pe această temă. În acest moment pare nedrept pentru foarte mulți care au avut blocurile anvelopate gratuit, așa a fost. Punerea în acord cu această lege prevede și acordul cu Banca Europeană de Investiții prevede faptul că asociațiile de proprietari trebuie să plătească cei 10%. În acest moment, primăria sectorului 2 finanțează acești 10%. Deci în acest moment asociațiile de proprietari nu trebuie să plătească nimic. Căutăm o metodă de finanțare prin care să rezolvăm problema legală, dar nu este ce votăm astăzi. Această finanțare, metoda prin care se rezolvă această finanțare, va fi supusă aprobării Consiliului Local într-un proiect viitor. Deci să înțelegem că va intra în aplicare în momentul în care va exista o hotărâre de Consiliu, iar ea nu va face trimitere la ceea ce s-a anvelopat până acum? Când vom avea o astfel de... Cu siguranță orice hotărâre de Consiliu viitoare va face referire la această hotărâre de Consiliu. Pentru că această hotărâre de Consiliu ne pune în acord cu legea așa cum arată ea acum. Hotărârea de Consiliu viitoare cu privire la recuperarea banilor de la asociațiile de proprietari, așa cum o vom gândi, stăm de vorbă mai mulți primari din București apropo de această
această situație. În momentul în care vom avea o soluție, cu siguranță o vom supune aprobării Consiliului Local. Repet, în acest moment, bugetul local finanțează inclusiv partea aceasta de 10% aferentă asociațiilor de proprietari. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Deci, domnul primar, să înțelegem că dumneavoastră nu mai doriți finanțarea celor 10% pentru cetățeni la învelopare? Ba da, doamnă, asta am și spus. Dorim finanțarea. Acordul cu BEI și legea spune că 10% trebuie să vină de la asociațiile de proprietari. Și trebuie să gândiți un mod prin care să puteți să ajutăm cetățeanul să nu mai plătească el 10%. Nu, vorbesc astăzi, pe viitor, întreb. În viitor va trebui să găsim soluțiile legale pentru a ne pune în acord cu prevederile acordului cu Banca Europeană de Investiții și cu legea, care ne permite în acest moment să finanțăm și să definitiv... O întrebare, dumneavoastră, cum doriți? Ce spuneți? Dumneavoastră, cum ați dori? Dacă aș fi avut soluția, v-aș fi propus-o azi. V-am spus că în acest moment căutăm o soluție, stăm de vorbă mai mulți primari și o să o supun aprobării Consiliului Local în momentul în care avem o variantă. Mulțumesc. Dacă nu mai sunt intervenții, aș dori să supun la vot punctul numărul 12 de pe ordinea de zi. Nu este echitabil. Proiectul numărul 12 de pe ordinea de zi a trecut cu unanimitate de voturi. V-aș propune acum să luăm o pauză de 10 minute. Modificarea și completarea HL sector 2, numărul 151 din 22.04.2021, privind reglementarea situației juridice a unui imobil și solicitarea acordului Consiliului General al municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al sectorului 2 al municipiului București de a hotărâ cu privire la asocierea dintre sectorul 2 al municipiului București și UAT municipiul București în vederea finanțării în comun a obiectivului de investiții de interes public local pasaj doamna Ghica, reconfigurare soluție tehnică, proiect pentru susținere cale rulare și instalații fixe tramvaie, sens dublu, finalizare lucrări pasaj și rampe de acces și executarea lucrărilor de extindere, canalizare pluvială și preepurare, deversarea apă pluvială aferentă proiectului, pe raza administrativ-teritorială a sectorului 2 al municipiului București. Inițiator Radu Mihaiu. Este un proiect din nou tehnic, a fost discutat cu aparatul din Primăria Generală, care și-au dorit ca numele proiectului să fie fix la fel ca în buget. Nu era neapărat o obligație legală, dar am zis ca în spiritul unei bune colaborări să mergem cu sugestiile dumnealor de modificare a titlului proiectului, rămânând cu condiționarea ca acest proiect să fie finanțat doar dacă va putea susține căi de rulare pentru tramvaie. Nu se întâmplă mare lucru altceva. Înțelegerea mea este că va intra pe 2 iunie în ședința de Consiliu General. În 2 iunie, care înseamnă
aprobarea acestei asocieri. Sperăm să dăm drumul în urma acestei asocieri cât mai repede la lucrările pentru pasajul de la doamna Ghică. Mulțumesc. Domnule Zaharia. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule primar, nu aș vrea să reluăm discuția de data trecută, doar vreau să vă întreb ce presupune sau ce înseamnă în opinia dumneavoastră această condiționare de coplată sau susținere financiară doar dacă se poate dezvolta proiectul cu acea presupusă linie de tramvai, care știm, reiau discuția foarte scurt, știm că nu se poate realiza. De ce dumneavoastră ne băgați în această buclă? Sau înțeleg că în cazul în care proiectul continuă cum a fost început de doamna primar Firea și va fi susținut în continuare doar de Consiliul General, sectorul 2 nu participă cu finanțare la acest proiect? Dacă acest pasaj nu va susține tramvai, atunci sectorul 2 nu va finanța acest pasaj. Sper că asta este un răspuns suficient de concis la întrebarea dumneavoastră. Este suficient de concis. Întrebarea este totuși de ce acest capriciu, pentru că locuitorii sectorului 2 au nevoie ca acest proiect să fie neapărat și urgent finalizat. Adică nu există posibilitatea să intrăm într-un blocaj cu acest pas lateral din partea dumneavoastră. Vă mulțumesc. Nu este un pas lateral, este ceea ce am discutat de la bun început. A fost toată discuția despre acest pasaj, doamna Ghica, ține de un plan de mobilitate urbană durabilă care prevede o linie de tramvai care să unească două cartiere dormitor, am mai spus acest lucru, Titan și Pantelimon, de cartierul de afaceri, de business din sectorul 2. Și prin acest proiect cu tramvai vom putea renunța, vom putea reduce dependența de mașini. Este una din prioritățile mandatului meu, ca în sectorul 2 să reducem dependența de mașini. Dacă nu putem circula cu tramvaiul pe acest traseu, nu facem decât să umplem acel pasaj de mașini. Mulțumesc. Domnule primar, v-am ridicat mingea la filup tocmai pentru a străluci încă o dată cu acest vis frumos, de departe fezabil. Întrebarea și ultima mea întrebare ar fi dacă ați reluat discuțiile vis-a-vis de această posibilitate tehnică ca proiectul să fie dezvoltat cu linie de tramvai, dacă ați făcut această discuție cu specialiști. Vă mulțumesc mult de tot. Da, există și o hârtie în acest sens în care proiectantul spune că se poate face, dar este nevoie să se facă ajustări în acest moment la proiect, ajustări minore. Există o hârtie, o adresă trimisă de către proiectant care spune că că acest pasaj poate susține căi de reluare pentru tramvai, dar este nevoie de mici ajustări pe proiectul de execuție. Vă mulțumesc. Domnul primar, când credeți că se va finaliza această investiție? An. Am mai spus acest lucru la modul realist, cred că anul viitor. Însă, este foarte important, anul acesta cu siguranță vom debloca circulația din zonă. Asta este una din cele mai mari probleme, circulația în acea zonă, în zona pasajului doamna Ghica, și acest lucru se va întâmpla cât mai repede anul acesta. Sigur, depindem foarte mult de infuzia de cash pe care Trustul de Clădiri Metropolitane îl poate avea, inclusiv din partea sectorului 2, pentru continuarea lucrărilor. Și în cazul în care puteți să extindeți termenul, ca și în cazul tarifelor la salubritate și alte exemple pe care v-ați apucat să vă antepronunțați, ca și termen ulterior, mărindu-se termenul de așteptare, în cazul în care CCMB-ul, Consiliul General, nu validează sau nu achesează la ideea dumneavoastră de dezvoltare a proiectului cu linie tramvai, cât de departe credeți că ne întindem cu acest proiect? Mă iertați, cetățenii nu aud absolut nimic în acest moment. Cetățenii nu aud absolut nimic. Am comunicat tehnicului deja. Excelent. Mă repet,
cât în cazul în care nu este viabilă o astfel de soluție din partea Consiliului General, cât de departe credeți că ne ducem cu termenul realizării acestui proiect? Din ce înțeleg eu, în acest moment, Consiliul General va aproba această asociere. Deci nu are sens să-mi fac scenarii care sunt nerealiste. Bun, dacă nu mai sunt intervenții, aș cere avizele. Juridic? Aviz favorabil. Buget? Aviz favorabil. Urbanism? Favorabil. Ok, supun la vot punctul 13 de pe ordinea de zi. Proiectul a trecut cu 17 voturi pentru, 10 împotrivă, 0 abținere. Proiectul numărul 14 de pe ordinea de zi. Președinte, dacă îmi permiteți, în continuare nu are sonor înregistrarea din spațiul online și ar trebui rezolvat acest lucru, că ne scriu cetățenii, că nu au ce discutăm aici. Mulțumesc. De la tehnic, e ceva ce putem face? Bun, pauză de 5 minute.